sunt în seara. Am să spun cu Zoom, sunt software developer la Sony. Și astăzi am vorbit despre... Și astăzi vreau să vorbesc despre tehnologii de localizare indoor folosind Bluetooth beacons. În ultimii câțiva ani am început să se simtă o creștere tot mai mare a cererii de soluții de localizare indoor. În principal datorită faptului că s-au dezvoltat tehnologii tot mai performante și la costuri tot mai scăzute. Una dintre aceste tehnologii este tehnologia bazată pe tranzistoare de tip Bluetooth beacon. Și astăzi am să vă vorbesc despre două modalități de a utiliza această tehnologie și câteva use case-uri care se potrivesc mai bine pentru ea. În primul rând, ce este un beacon? Mă gândesc că toată lumea știe de la farurile care se folosesc pe mare, la ghidarea vaporilor, vine termenul. Este un dispozitiv care emite un semnal, periodic un semnal, în cazul acesta Bluetooth, cu anumite informații, un identificator și există posibilitatea și de transmiterea altor informații, un URL, de obicei se mai folosește date de telemetrie și orice alte feluri de date. Primul approach pe care o să vi-l prezint astăzi folosește, și cel mai popular de fapt, folosește beacon-uri fixe care sunt poziționate în poziții în camere sau neapărat în poziții cunoscute, care emit semnale Bluetooth pe care le vor recepționa dispozitivele mobile care vor fi trecute. În cazul acesta un telefon mobil, dar poate să fie și o tabletă sau alt device smart cu capacități Bluetooth. Această localizare se face folosind puterea semnalului recepționat de receptor de la beacon-uri și se fac niște calcule pentru a determina distanța dintre receptor și tranzistor. Astfel, seamănă foarte mult cu triangularea prin GPS, se calculează poziția respectivului device. Bineînțeles că, la fel ca și la GPS, există neajunsuri. Unul dintre cele mai mari neajunsuri ale acestei modalități este faptul că consumul destul de relativ mare al bateriei, pentru că dispozitivul mobil trebuie să asculte pe Bluetooth tot timpul, să calculeze destul de frecvent. Ideea este că datorită fluctuației semnalului, puterii semnalului Bluetooth, cu cât se ascultă mai multe semnale de la beacon și cu cât se procesează aceste semnale și se calculează locația, cu atâta acuratețea poziționării este mai mare. Beaconurile de obicei se pot configura să pulseze de 10 ori pe secundă până la 2, 3, 10, o dată la 10 secunde. Dar pentru o acuratețe mai mare, frecvența acestor pulsații și achiziția semnalelor trebuie să fie cât mai mare pentru o acuratețe mai mare. Un exemplu practic al acestei approach ar fi, să zicem, un tur al unui muzeu în care vor fi poziționate beacon-uri fixe în dreptul sau lângă exponatele sau obiectivele ce pot fi văzute, iar un utilizator, dacă instalează pe mobil aplicația muzeului, să zicem, când trece prin dreptul
exponatelor, prin dreptul beaconurilor, telefonul recepționează semnalul respectiv și poate afișa informații relevante asupra obiectului sau exponatului. De exemplu, să zicem, pot fi afișate informații cât de popular este tabloul, de câte ori a fost văzut în ultimul timp, sau informații de, despre autor, unde vor mai putea fi, unde mai pot fi văzute în cadrul muzeului opere ale acestui autor, să zicem. Asta, na, astfel de informații ar fi ciudat să fie, de exemplu, afișate lângă exponat. De aceea și utilitatea, să zicem, a acestei aplicații. Bine, nu e cel mai bun exemplu, dar ca să îl faceți o idee. Alt approach pe care o să vi-l prezint astăzi este un revers al primului. În sensul că se vor folosi, approach-ul ăsta începe să fie tot mai fezabil cu cât costul echipamentelor scade. Ideea este că se vor folosi în locul beaconelor fixe device-uri care receptoare Bluetooth fixe. Ceea ce permite astfel să se trecuiască beaconurile mobile. Deci beaconurile vor fi mobile și receptoarele fixe. Asta e un fel de chiar pe dos al approach-ului anterior. Ideea este că receptoarele fixe vor asculta și vor transmite la un sistem central toate semnalele Bluetooth pe care le vor asculta, iar sistemul central la rândul în acest caz aplicând filtrare de semnal și tot felul de alți algoritmi determină poziția beaconurilor în funcție de, bineînțeles, poziția cunoscută a receptorilor fixe. Această metodă practic deschide noi posibilități de localizare indoor, care cu metoda anterioară poate n-ar fi așa atât de fezabilă. Bineînțeles că și în cazul anterior și în cazul acesta datele de la mobil puteau fi transmise sau pot fi transmise la un sistem central și văzute după aia afișate pe alte dispozitive sau alte văzute de alți clienți. La fel și în cazul acesta, nu la fel, în cazul acesta sigur datele de sistemul central vor putea fi accesate chiar și de către, să zicem, persoana, dacă e atașat de o beacon, e atașat de o persoană care este localizată. Așa. Un exemplu practic al acestui approach ar fi o conferință sau o expoziție unde participanții, bineînțeles cu acordul lor, ar primi beacon-uri, de această dată beacon-uri foarte mici de dimensiunea unei monezi, care pot fi ori atașate name tag, ori lipite de laptop sau depinde. Și în cadrul conferinței se pot instala în anumite locații, de exemplu la demo-uri sau în sările de meeting sau sările de conferințe, se pot instala receptoare fixe. În acest caz, sistemul astfel construit ar putea genera date despre, pe lângă harta în timp real, heatmap a întregii conferințe, date despre popularitatea demo-urilor, cât timp petrec participanții la anumite demo-uri,
sau în anumite meeting room-uri, sau chiar și locurile libere în sălile de conferințe, de exemplu, chiar și în timp real. Noi la Accenture chiar am dezvoltat o astfel de soluție Connected Conference și am implementat-o cu succes la mai multe târguri și conferințe majore. Concluzia care a ieșit din toată după analiza datelor a fost că lounge-urile și barurile unde se servea masa și cafelele au fost cele mai populare și în topul preferințelor participanților. Un alt use case al acestei metode o reprezintă, de exemplu, monitorizarea activității într-o fabrică, unde se pot atașa de produsele finite sau de unelte, se pot atașa beacon-uri și pe linia de producție se pot amplasa device-uri receptoare fixe, iar se poate în felul acesta monitoriza producția, se pot identifica bottleneck-uri și se pot optimiza fluxul de producție, tot felul de alte device-uri care cu alte use case-uri care cu metoda, prima metodă ar fi destul de greu de implementat. Din punct de vedere hardware, beacon-urile se găsesc pe piață în o varietate de forme, dimensiuni, specificații, de la dimensiunea unei monezi la breloc până la dimensiunea unei mâini sau unui pumn. Bineînțeles că există specificații de baterie, de battery life, gen unele pot să țină de la 2-3 luni, altele la 2-3 ani. Și de puterea să emite raza de puterea razei de emiterea semnalului. Din punct de vedere al device-urilor receptoare, se pot folosi practic orice device-uri smart cu capabilități Bluetooth, IoT device-uri, de exemplu. De la general purpose Raspberry Pi, Arduino, până la, nu știu, custom board cu embedded OS și orice altă plată cu compare. Din punct de vedere al software-ului, aici sunt mai multe challenge-uri care se întâmpină. În principiu sunt cele din majoritatea sistemelor IoT, gen volum mare de date, agregarea lor, dar și pe partea de embedded software sunt challenge-uri de achiziția semnalului, filtrare, algoritm de smoothing și tot felul de alte cam asta, că văd că expirativ de mult mă spus că mă țin atâta, cam asta am avut de spus, mulțumesc și vă doresc. Depinde foarte mult distanța de capabilitățile Bluetooth-ului, beacon-ului, de la 3-4 metri până la 10 metri, în jur, între 2 și 10, cam așa. Bineînțeles că acum am uitat să zic cum standardul Bluetooth version 5 este pe majoritatea beacon-urilor care se folosesc acum folosesc Bluetooth Low Energy, Bluetooth version 4. Și acum Bluetooth version 5 este pre-finalizare, că și promite distanță mai mare, range mai mare și baterie mai bună. Sperăm să vedem ce... Sunt sigur că aceasta va da un boost aceste tehnologii.
de monitorizare. Care e costul la fix? Costurile fix sau mobil? Mobil, adică mobil care poți lua cu tine. Costurile beaconurilor sunt în... Și aici este o range destul de mare, de la câțiva cenți, cele mai mici și mai, probabil mai, baterie mai mică, până la câțiva zeci de dolari, maxim, nu prea sunt cele mai mari și care probabil sunt mai mulți și au și rază mai mare. Da. Și cel mai așa. Device-urile fixe sunt cam orice device IoT, gen Raspberry Pi se poate folosi. Sau chiar și variante mai ieftine. Ai, procesează numai Bluetooth-ul. Da, sau pe Bluetooth și conexiune, bineînțeles, conexiune la internet, să transmită datele, dacă le ține de geapă. Da. Și pot să fie miniaturizate, să fie făcute mici, de exemplu, să țin între vorba într-o revistă sau ceva, adică cât de mare? Beacon-urile, da, beacon-urile destul de mici, dar trebuie să aibă și ele o baterie. Da, sunt totuși active, nu-s pasate. Trebuie să am o baterie, dar de obicei se folosesc baterii. La cele mai mici dintre ele se folosesc baterii de BIOS de acumulator și ele sunt un pic mai mari decât bateria aia. Care e destul de mici. Se pot intra într-un name tag de genul acesta fără probleme. Adică da, nu-i mai, nu-i mai gros. O să mai luăm revistele acasă atunci. Nu, neapărat la recunosc, dați ca exemplu, dar, de exemplu, Light Days ar putea face anul viitor niște taguri care după aceea să vedeți câtă lume lui și cu ce se întâmplă. Am făsat și să... Nu e nimic, acolo. E aici o Alexandru. Care sunt avantajele față de RFID NFC? Avantajele ar fi că tehnologia Bluetooth este foarte populară și tot mai ieftină față de RFID, de exemplu, care nu este așa de populară în mai ales în cadrul device-ului IoT. Sunt puțini care sunt de RFID și... Na. Deci avantajele ar fi costurile scăzute. Din punct de vedere software, practic, n-ar fi nicio diferență că e Bluetooth, că e RFID sau orice alt. Se pot face tracking și cu Wi-Fi, de exemplu, orice. Din punct de vedere software, nu prea are o... Dar putea să au combinație între telefon și beacon fix, adică ce are telefon, ce are telefon, ce are... Da, se pot face tot felul de combinații. De exemplu, și telefoanele pot acționa ca Bluetooth, ca beacon, de exemplu. Există aplicații de emulare beacon, care se pot instala pe telefon și telefonul poate acționa și el ca un beacon. Să fie recepționat de alt transmitor. Poate veni la voi, Lev, să mai... Mulțumesc!